La noi și o mare plăcere, dar de altfel văd că e și bronzată și o arăt super ca de fiecare dată, parcă din vacanță, nu? Sigur, din vacanță, că abia am aterizat aseară pe la 12, 2 noapte, nu știu cât era. Lasă-mă să ghicesc, te pare rog. Că ai venit din Grecia? Nu, din Egipt. Și mai exotic. Nu mai contează, important că m-am bronzat, cu toate că m-am născut bronzată, dar m-am bronzat și mai mult. Stai o secundă, câte grade erau în Egipt acum? Credeți-mă că erau vreo
arătau termometrele 45. Și ai rezistat la plajă pe 45? Credeți-mă pe cuvânt. Păi stai puțin, că ai fost în vacanță sau? În vacanță, mă mică, în vacanță. A fost superb. În primul rând că e briza mării. N-ai cum să transpir ca automat, e Egipt, da? Dar nu este să leșim ca la noi. Dacă ieși în fața blocului, nu mai poți la 40 de grade. Dar a fost o vacanță în doi sau ați luat-o și pe cea mică? Nu există vacanță în doi, decât în trei. Minim în trei. Am fost cu fetița noastră, cu nepoții, cu familia. Dar mai mult credeți-mă pe cuvântul meu de om că a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața mea. Ce-mi place. Unde nu mai ai fost? Unde ai fost? Cum a fost? În Egipt unde? În Hurghada. Ok. Bun. Da, am cunoscut acolo oameni frumoși, români, o prietenă româncă căsătorită cu un egiptean, niște oameni speciali care ne-au făcut o vacanță deosebită și într-adevăr că ne-au plimbat peste tot unde a fost mai frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult când am coborât în mare, eu care sunt o fricoasă de apă, nu știu așa, să not, așa. Am coborât în mare, acolo cu vesta, nu pot să spun că bun. Vesta, că n-aveam cum, mi-a fost frică de rechin. Adică ai fost la adâncime, să înțeleg. Da, erau vreo 20 de metri sub mine, dar am spus trebuie să-mi înlătur această fobie de apă. Așa. Soțul meu m-a încurajat, ca de fiecare dată, și a spus că nu se întâmplă nimic, că sunt eu aici. Dar ai spus ceva de rechin? Da. Ce-au absolut. Făcut? Aplaudau? N-au făcut. Ce făceau? Ne aplaudau, ne așteptau. Cum se spune? Mi-a fost foarte frică, dar... Ai trecut peste frică. Am trecut peste, dar a fost extraordinar, cea mai frumoasă vacanță, credeți-mă pe cuvânt. Și am mai fost în mai multe, dar datorită acestor prietenei noștri, am cunoscut cele mai frumoase părți, să spun așa, ale Egiptului, că și la noi sunt părți bune și părți proaste, da, și ca peste tot. Peste tot. Dar am avut o vacanță specială. Mulțumim mult de ponturi, da, asta vreau să zic, da. O destinație superbă în care am vrea și noi să ajungem. Nu, în Hurghada. Am fost în Sharm el Sheikh. Să mergeți și vă recomand. Și revenim cu fetele. Mulțumim mult de tot ce ți-ai făcut timp și ai ajuns aici la noi. Mare dragă, oricând. Mulțumim.